să-i ai bunici în viață, să-i prețuiești, că alții ca ei în lume nici când nu găsești. Ci-or crescut cu vorbă bună, povață ți-or dat, ca să ajungi și tu în viață un om însemnat. Bunici de mă-i ai, lângă ei să stai, și din bătrâneța grea, fă-le curăță. Bine v-am găsit! Dați-vă noi invit să vă aducem o bucurie adăugătoare, o mică surpriză. Noi suntem de la companie Porc Surprize, mă numesc Stanislav. În primul rând, vreau să vă mână acest coș cu fructe, să vă mențineți tot așa puternic cum sunteți acum. Mulțumim! Această băutură pentru masa de sărbătoare, ca să sărbătoriți cu toată familia, cu prietenii. Așa, și aici aveți o tortă, ca să vă fie dulce viața dumneavoastră frumoasă. Hai, scoțen eu. Mulțumim frumos, dar mulțumim. Spuneți-mi, de la cine credeți că poate să fie această surpriză? Eu am vrut să vă întreb eu, dar vă rog tu, de la cine? Păi, dar dumneavoastră la cine presupuneți? Doamne, nu pot să spun, pentru că am băieț așa... Bine, uitați-vă, avem și un mesaj de felicitare, care m-a rugat și să-l recit pentru dumneavoastră, ca să înțelegeți din partea cui. Gena și Vica? Acum și vă citesc. Bunicul meu sădește flori, mă plimbă printre ele, mă ia des de subsiori și mă ridică în stele. Bunicul meu e tare blând, de grijă el îmi poartă, și noaptea simt, adesea stând, mai treaz ca niciodată. Bunicul meu e minunat și face într-una glume, povești-mi spune, penserat, că el nu-i altul, ca el nu-i altul în lume. Bunicul meu este căluț, mă poartă prin căpie, e răbdător și e drăguț și orice joc îl știe. Bunicul meu este frumos ca prințul din poveste și ziua întreagă e voios și tare drag îmi este. Bunicul meu e așa de bun, dreptate în toate are și pe obraz acum îi spun cu drag o sărutare. Aurora? Surpriza este din partea micuților nepoței din Italia. Eu am duc Aurora, Gabi și Jasmin. Am două nepoțele și un nepoțel. Să fiți sănătoși, domnule. Vă mulțumesc frumos. Crăciun fericit să aveți. Mulțumesc, mulțumesc. Dacă aveți și dumneavoastră, transmiteți un mic salut. Eu am rămas surprins de asta. Mai scurt de... Surpriză. De surpriza asta și... Eu tot vă gândesc toată vremea cu gândul la adăși. Mulțumim frumos, mult sănătate lor. Mulțumim. De-aia cât trăiești pre lume să ți-i amincești, ca așa cum ți-or fost bunici și alții nu găsești. Bunici de mă-i ai, lângă ei să stai, și din bătrâneța grea fă-le colț de rai. Și oriunde ai fi, fă-le bucurii, că poate pe lumea asta mâine n-or mai fi. Bunici de mă-i ai,